Salut și bine ați venit la canalul de filatelie Totul despre timbre. O să vă prezint arsenalul de care are nevoie un filatelist pentru a-și putea organiza o colecție, pentru a-și putea stabili valoarea stampelor pe care le are. Aveți aici în fața mea cam tot ceea ce aveți nevoie pentru a putea să vă stabiliți valoarea timbrelor și a vă organiza o colecție cât se poate de ok. O să facem o prezentare succintă. Dacă aveți o anumită vârstă sau probleme cu vederea, sunt indispensabili ochelarii. Dăm la o parte această ochelarii mei. Avem catalogele despre care am mai discutat la un moment dat. Aici aveți un catalog NVPH care tratează exclusiv partea de Olanda. Mie îmi place Olanda foarte mult, sunt niște timbre foarte frumoase și destul de valoroase. Mai avem un catalog Nihel, care este cel mai folosit de către europeni. Da, aici avem catalogul pentru Moldova și România. Este ediția din 2021. Avem odontometrul. V-am arătat mai devreme cum se folosește. Avem un arsenal de lupe. Asta este o lupă de buzunar foarte utilă când mergeți în deplasare. Da. Mărește de 9 ori. Preferata mea, o lupă cu LED de la Leuchtturm, care te ajută foarte bine să vezi detaliile timbrelor. O lupă pe care o folosesc în mod uzual acasă. Pensete. După cum bine vedeți aici, am trei tipuri de pensete cu capete diferite. Asta este penseta tip lopată. O pensetă dreaptă. Și o pensetă arcuită. Cea mai folosită de către mine este aceasta. O să vă las un link al celor de la Nordfrim, un site foarte interesant, foarte mare, de unde puteți să vă achiziționați tot felul de accesorii, chiar și stampe. Au organizează din când în când niște licitații foarte interesante pe niște loturi foarte, foarte bune. Acestea sunt pensetele pe care eu le folosesc. Și bineînțeles, aveți nevoie de un clasor. Eu folosesc în special clasoarele Leuchtturm, care sunt de o foarte, foarte bună calitate. În general cu foi, cu pagini negre, pentru a scoate în evidență timbrele. Deci, în mare, cam acestea sunt toate accesoriile de care aveți nevoie pentru a vă bucura de hobby-ul pe care îl aveți, respectiv filatelia. Vă mulțumim și vă așteptăm în continuare pe canalul nostru Filatelie Totul despre timbre. Nu uitați să ne dați un subscribe ca să fiți la curent cu toate postările noastre. Vă mulțumim!